Domnule director, care sunt ultimele noutăți la planetariul din Baia Mare? Pentru că ne plac foarte mult stelele, încercăm să, hai să spunem, cosmetizăm fiecare spațiu al instituției noastre. Practic, ceea ce vedeți deasupra noastră este o expoziție în sine, este vorba despre un tavan extensibil, luminat din interior, cu harta cerului. Deci nu avem stele doar în cupola planetarului, avem un cer cu stele și în holul expoziției de bază a instituției noastre. Este o investiție sau lucrare pe care ne-am dorit-o foarte mult, pentru că ea conferă un aspect extrem de interesant instituției noastre. Pe holul care duce în observatorul astronomic am realizat de asemenea și o casetă luminoasă pentru unul din printurile imense pe care le avem de la Agenția Spațială Europeană, un print dedicat telescopului spațial Hubble, cel care a aniversat anul trecut 30 de ani de activitate pe bolta cerească, activitate pe care astronomi din lumea întreagă o fructifică zi de zi. Din punct de vedere al evoluției instituției noastre, săptămâna trecută am participat la forumul utilizatorilor de Sky Explorer la Bacău. Sky Explorer este un program de planetariu pe care noi îl folosim pentru aparatul digital, care a fost upgradat și pentru care am avut nevoie de oarecare consiliere. A fost o întâlnire constructivă cu colegi de la planetarele din Craiova, Brașov, Bacău, din Cehia, din Cipru chiar. Instructajul a fost realizat de furnizorul de servicii de la Restea Cosmos din Franța, cel care ne-a dat și aparatul digital. Cu siguranță acest nou program în care o să învățăm să lucrăm va aduce o plusvaloare proiecțiilor noastre în cupola planetariului. Aveți în sfârșit și un mic magazin, ca să-i spun așa, dacă se poate numi un shop pentru vizitatori. Da, am dat drumul la un stand, pentru că de fiecare dată când vizitatorii veneau în vizită la planetarul din Baia Mare, își doreau să plece cu amintiri de la noi și într-un final am reușit să, deși e un domeniu destul de greu de accesat, cel al astronomiei, am reușit să dăm drumul la un stand cu produse de care până în acest moment vizitatorii noștri sunt foarte încântați. Ce putem spune? Nu putem evita faptul că suntem în plină pandemie. Programul planetarului este puțin modificat. Da, am redus numărul de proiecții, asta pentru a evita aglomerarea spațiilor. Beneficiarii noștri principali sunt copii, astfel că deocamdată nu am avut probleme în ceea ce privește solicitarea certificatului european anti-COVID. Copiii noștri sunt până în vârsta de 12 ani, din acest punct de vedere nu au fost probleme, dar persoanele care au venit în vizită la noi au îndeplinit toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească orice vizitator al unui muzeu în momentul de față.